Dacă din 2017 până în 2020. Dar nu plătești, așa? Dar eu ți-am zis așa? Te duci, ție carnetul și nu plătești. Tu nu trebuie să achiți. Tot nu trebuie să achiți. Și să... La troleibus. Dar de ce? Nu, păi pe-al mama, ține-al pe lusăști. Dar e n-are. Dar ce nu-ți duci lei? Primește bani, doamna Maria. Primește bani. Primește bani? 80 de lei are. A, iar 80 de lei. Odată în 3 luni, da. 80 de lei? Cum? Odată nu, trei luni? 3 luni, dar suma de 80 de lei. Deci, oameni buni, suntem în continuare la protest, la Procuratura Generală, noi nu cedem, lor le pare așa, că noi știți cum, a să așteptăm, a să spunem, e că te uzaconina asta grupirovcă, am trimis la executorul judecătoriei, la avocat poporul, am trimis la toți, la toți criminalii de la olaltă, să vadă tete opăgăurile astea de dânsii, cum le fac ei prin așa numiții avocați. Iată, noi aici vă arătăm Adela Frunze, care a deposedat-o pe Aliona de casă, datorită la un avocat. Uitați-vă câte, cu ce a rămas Aliona. Uitați-vă. Din 2006. Da. 5.000 de lei mai departe. 500. 500 de lei, da. 500 de lei. Da. În 2007, cum eu am luat ca advocată. Da, da, nu, lasă-ne ai nevoie, ține-le așa, noi să arătăm. Uitați-vă aici. Tac, e s-o luat, 1.500 de lei, s-o luat 500 de lei. De, ține-le așa, că noi să arătăm. Tac, 200 de lei. Da, e câte o leacă, restul le ascunde, restul le pune în poștă. Pune-le în poștă, da. 1.200 de lei, 1.000 de lei. Eu spus că nu a luat bani din Aliona, da, oameni buni. Da, da, ei nu a luat bani. Ei spune, da, ei spune câte 2000 de lei, dar restul le pune în buzunar. Ce a făcut cu Svetlana Oloi acum? Uitați-vă mai departe. Euro așa, da. Chidonitul. Deci scrie. E scrie ca să dea ciotul pentru, da, pentru Uniunea Avocaților. 350 de lei, 700 de lei. Înțelegi? Da, da. 350 de lei. Asta ședință cu asta la dânsă. Apoi eu ce zic? Da, ia uitați-vă la dânsă. Așa ciot are e, așa e deșteaptă. Care ciot? E plătește la, e ca așa datorită la toți banii. 2000 de lei, da. Consultații. Nu știu ce mai făcut, e și-o deposedat-o pe Aliona de casă, datorită la Adela Frunze. Eu am mâncat numai de la tatni. Da, datorită la Adela Frunze, au rămas fără casă, oameni buni. Ia câte 350, 1350, 350, 550, 500, 350, dar unde sunt cele anticatele care e tot de vei? Contractorii? Da. Ține așa. Aliona, ține așa, de aici. Ia uitați-vă de asta, 3000 de lei, uitați-vă. Contractul, da, 3.000 de lei, el de atât fițuși de astea, țădulci are. Iaca, tatne, asta e scădolul tatne. Da, 1.500 de lei, dar unii sunt cei care, 5.000 de lei care le-ai dat, tu le-ai dat, din numele tău. Eu am ușă, eu pe aici, nu-i vreau. Ți-am zis, grămădești toate fițușile astea să le vadă lumea. Ia ce-o rămas în mână, contracte de la Adela Frunze, unica avocată care o a avut-o, Adela Frunze, și până la urmă a rămas fără casă. Iaca, țădulci, ies-o lua bani cât îi trebuie, tu-și pune în poștă, tu-și pune în poștă. Da. Ia uite, azi așa. 1.500, dar vei și una mea de 5.000 de lei în vârstul eu. Da, ia că așa. Adă-i bani, contract. Și lumea gândea că se judecă, dar ei știu fără casă. E 2018 și deja era fără casă, dar ei plătea, ei chita, aduce bani, lua de la frunză. Da. Da, e a chita bani, da, e, da... Adela Frunze îi lua banii, dar ești de-o fără casă. Ei de-a mânovi eu casă, de-a mi-era atât ptolici pus. Din 2018 era atât ptolici. Da, ei achita banii. Ia uite, 308-2019, ei achita bani. Dar casa de-a mi-era luată, oameni buni. Și ei nu știe că casa e luată. Da. Da, că atât... Ia uite, uitați-vă, da, eu vă spun că ce doamnă, e că ce-a rămas. A rămas cu un buchet de contracte. Așa e scălitorul lui Tanion. Care e razința cu ei, da. Care e razința? 3.000, el... cu mâna eu scris, 3.000 da. De lei. Adela Frunze, așa avocată, e, care i-a zis că e... Da, e, Doamne ferește, da, e pe mine mă plefture, dar ia uite ce-a făcut. Ți-a luat contracte, și ăsta în oficiu, ți-a luat contracte, au luat bani. Eu nu am ajuns.
Da, iată, și folosul. A rămas cu maculatura acasă. Va trebui procurorilor, veniți și-o ciordiți, că n-are ce face cu dânsă. Scântura mea ștampilă, eu i-am închitat persoana cu mama, negară, ia că mama s-o iscă și eu, pentru contractul 4.000 de lei. Lucrează sărmană cu 4.000 de lei. Și odată la... Ea se ducă cu Guț la judecată, da. Și i-a arăt lui Guț cu el în o furată casă. Și-a pus ștampile, a de la frunză, a de la frunză. Feriți-vă de corupta asta, de criminală. Și ăsta au rămas afară. Datorită lui Adela Frunză, Adela Frunză, contracte de avocat, contracte frumoase. Eu zic că eu nu găsesc așa. Are ștampilă, are contracte, poftim. Da, da. Iacă, și-a rămas cu un braț de documente, de maculatură. Da. Putem să-i dăm maculatura asta, putem să o transmitem lui... Lui Litvinen, ștăt, care... Da, care a venit la guvernare și ne-a promis oameni buni și vremuri bune. Da. Dar e să chinui sarmana Uniunea Avocaților, da. Uniunea, că au rămas cu tăti. Nu mai credeți în avocat, că mai corupți, uite, cu un braț de toane, de stocoate lei pe hârtie, cu ștampilă. E tot cu ștampilă. Da, e măcar o pus ștampilă, înțelegeți? Dar e și de casa, da, și de casa luată la SP, de-a deja pusă pe tolici, ce nu le spune măcar lor? Măcar nu le spune casa e pe tolici deja. Așa l-au vândut eu, din prima instanță. Pe urmă, singur, că da, că da, față de mine. Dar cum, da, da. E în 2021, eu o știut, când Bercu tu ședești al păzăpi, pașa și pașa o dă de afară. Nu face nici procuratura, oameni buni. Pașa o scos-o în plină iarnă, pe 11 februarie 2021, pe frig, le-o scos în plină stradă afară, o mamă invalidă. Tatu mort, soțu mort și un copil de 12 ani minor afară. Da. Trăiesc la plătesc chirie 4.000 de lei, lucrează pentru 4.000 de lei și are o pensie de 1.000 de lei și așa e sechestrată, oameni buni, pensie de urmaș. Asta e justiția din Republica Moldova, asta e criminalitatea din Republica Moldova, da. Pașa banditoiu până în ziua de azi nu are licență. Dar el lucrează, el și-a făcut oficiu și deposedează lumea în continuare, dar el nu mai are licență, lui i-a luat licența. El întâlnește lumea în drum, le ia mașinile, le ia automobilele din drum, fără act de ridicare, fără nimic, le scoate, le ia, le duce, le vinde. Iau putere, oameni buni, le iau la toată lumea, eu nu știu, chiar eu de-amă nu mai știu ce de făcut. Dar eu bani primesc de la toți. Dacă tu îmi dai bani și rămâi în casă. Da, da. Au primit executorii de la tolici. Da, dar casa ei costa 1.360.000 de lei. 1.360.000 de lei. Bătăie o pus-o. Nu prețul de piață, prețul de bătăie. 65.000 de euro. Eu vândut-o cu 300.000 de lei. Cu 15.000 de euro eu vândut-o. Tu ai primit 150. Restul și-a luat tot executorii judecătorie și s-au luat procentele. Asta e legea, oameni buni. Asta îi fac lege în Parlament. 3 ani le-au ținut banii la Zisul Buzdar. Da. 3 ani de zile au vândut casă. Cu Adela Frunză, da. Dar și el cu bani și el la buzunar. Au folosit banii ei 3 ani de zile. Da, din 2008 până 2021. Da, da. 3 ani de zile, noi în 3 zile am luat banii. Da. Când eu a devenit, când a murit tata și a devenit după tata, eu a devenit moștenitor, s-a dus în 3 zile, noi am luat banii. În 3 zile. Am scris o cerere și a primit banii. Dar avocatul îi spune, n-a să iei banii, n-a să-i pot să iei banii. În 3 zile i-a transferat banii. 3 ani de zile au ținut banii lor și le-a folosit Guțu Vitalie, executorul judecătoresc. Din 200.000 de lei, din 300 i-au vândut-o și i-au dat 150.000 de lei și gata. Din 300.000 de lei, i-au dat 150.000 de lei. Restul tot o luat Guțu. Кого? Министра инфраструктуры и регионального развития. И утром, наверное, я побегу туда зарегистрирую. Опять попробую через приемную гостю в виде исключения. Буду просить. Так,
бери, у тебя есть сигнатура электроника, ты теперь можешь, когда да, хочешь, это где. Либо сфотографировать или что, на PDF поставить, это некрасиво. Надо тебе тогда отсканировать. Вот так вариант делается. Нет, когда ты берешь скалитура, как сказать, не скалитура, а штампила УОДы, она уже с номером, а туда отправляешь как в рельсу. Никто не смотрит. Ну что, будем ждать. Я попросила аудиенции, чтобы мне дали возможность встретиться сразу и с Чарковцианом, и с Гребёвым. Почему? Полиция 112 замешана в грязи и убийстве. И вся в крови. Да. Нашим. И сейчас опять повторяют. Да. И со мной проводят то же самое. Я через себя это все пропустила. 18 числа я это прямо видела. Передо мной закрыли дверь, не пускали меня туда, чтобы я увидела вещественные доказательства. Вот так. Они врачей не пускали. Там убивали Кирилла, а они врачей не пускали. Один к одному. Не надо даже, знаете, к гадалке не ходить. И что? Эти видео только у меня? Жалобы где? Нигде. Раз до сих пор два дня спала полиция Бельц. Как мне надо было вот сюда приехать, чтобы поднял, извините меня, свою задницу, этот участковый, который... Денис, ваш а они ничего не могут делать там. Там есть волонтер-криминал, Карий до сих пор сидит. У вас да. Крутой, я видела. Да. Карий криминал, волонтер, и он. Такие крутые. То есть они принимают решение убить заявителя в 112. Ужас. Да, и уверены, что им за это ничего не будет. Главное, Анжела правильно говорит, все началось с полиции. Там вся грязь, и потом уже и больше было. Там всегда была грязь. Антониона, дела политики. Дела политики, курить, да плюс спорим, да. Ну, это политики. Не всегда, это мне даже объясняли еще, когда я была девчонкой, что в полиции начинается все вот это грязь, это вся вот и мафия, вот. Ну вот там и закончить. С полиции все и начинается. А потом уже выше чистить. Поднимается. Да. Это не для меня даже давно не секрет, куда все начинается. Ну они думают, что уйдут. Не угадали. Нет, ну, да. Нет, не угадали, да. Что хотели, то я ими буду устраивать. Они к этому долго шли. Безнаказанность порождает следующую безнаказанность. Так дальше и дальше. Вот поэтому мы убили, потому что коррект. Убивали и ничего. Не было. Да, не до сих было. Пор ничего все с ними было, не было. Случилось. Это они удой. Теперь начинают кудынса лабельцы. Да, издеваются точно так же. Потому что они уверены, что за мной никто не придет и не будет разбираться, что со мной. Когда я звонила, что никто ничего не будет требовать. Такая еще живая, подождите. Я еще сама попробую. Да, купите диабил бельц, говорит мне, что вы не нашли ни там, ни там, ни там. Потом, ой, мы нашли. А, вы нашли мои... Отводы к судьям Ротару Алла, Бутынюк Руслана, Дмитрий Пушкаш. Но зато они мне отписываются, что а мы не сможем приобщить ваш прилагаемый материал, потому что надо, чтобы они были или в формате JPEG, PNN, PDF. То есть, на секундочку, остановитесь. Я вам отправила те сканированные документы, которые мне отправляли от суда и других органов власти. Скажите, пожалуйста, почему я должна... После кого-то переделать их работу в тот формат, который удобен в секретариате апелляционной палаты Бельц. Секретарь что, не в состоянии сама этим заняться? Да ей имблы уамин бун пила Бельц, фотографиадзе, но я фос кудам Нанджела, ку Светлана, ку Людмила и стране. Но этот патрон фос ла агенция инстанциялор жудекатори ешть, аколо унди есть Сорин Попеску ши Вирлан Петру, кари имблы пентете Молдова ла Норд, și ei fac judecătorii modele, dar ei nu fac judecătorii modele, ei spisui banii care le dă Europa să construiască. Asta-i Nordul. Și apoi și la Nord, nu-i Moldova? Doamne ajută! Rite, rite, чтобы все видели, какая вы терпимая, как вы заповеди Господни. Hai, lasă-o cu Dumnezeu a voastră, du-te la lucru, Doamne. Bravo, asta este Moldova. Asta e Moldova. A făcut condiții, se ucide
Polițiști! Vă du-te la poliție! Dar noi strigăm la poliție de când? Da, păi de afară, poliția de pisteri, la băl! De ce vrei eu? Știi ce s-a întâmplat la băl? Ia e doar că ea te-ai șocușor! Ea la lui, ești la băl, la nord! Так ты шкалца еще. Мария, как можно быть? Какую роля? Я даже не знаю. Я не знаю. Бог за тебя не хотят. Нет. Объединение, боятся. Ну, ничего, боятся. Может, как убить? А сейчас я сказала, романы, да, скрыли русеш. Романы не знают русеш, что скрыли. Увидит. Увидит романы. Да, да, я не знаю русеш. Лас советцам, а кому будет скрыли. Согласен. Да без лаурхе я. Ей фак околу... Ей околу саз, от стадион от... Лаз околу шада, ей кът двор. От какой до фрещей, бъкшите. Шумарина. Не без да помесен ки на кашор, да му съм вățатър. Жему я При чем здесь лимба, да? При чем здесь лимба? Это сферинцы ли уамень лор, да, да. К... Корект, корект. К ем вățат нумай лимба русы, аста статуй женоват, ку авут интересы уамень бун, ка са им вецы, да. Ca să-i învețe numai în limba rusă. Au avut interese. Nu au dezvoltat școli... Eu știu. Она читает dosarele, без traducător, читает dosarele, nou volumuri, tot în limba română. În limba... în chiriliță, în latiniță, da, da. А если, не дай бог, убьют сына другого, который... А шти лимба, шиши и дела с кем бы? Что с лимба? Нет, с кем людьми нет смысла спорить. Да, да. Câte mai multe limbi, eu sunt pentru limbi, oameni buni. Câte mai multe limbi, cu atât mai bine pentru noi. Omul meu e deștept. Eu vă lămuresc. E singurică și citește toate dosarele. Dosarele, da, dacă da. Nu toate dosarele le citește. Da, da. Вот она и сказала. Вот это их не, да, да, неудачно. Когда я не înțelege, обесечи и грев. Да я înțelege тот. Что студиат досару în 10 volume, l-a studiat singurică, fără avocat, fără nimeni. Să duce și pune mâna pe dosar și-l studia. Și de câte ori spune și în filme că e doamna Angela datorită la profesorii care au avut învățătorii, cum erau pe vremea aceea, care i-au predat și-au învățat și e singurică, învață și în chiriliță și în latiniță, nu-s probleme. Память, я спасибо Богу. И такая память помогает терминологию запоминать. И
avem destatășnă linie și care să așteptăm. Eu tot așa vreau să școli, честно, eu учила, я молдаванка, у меня все русы где Молдова, ну, ничего не делают все. Они ничего руду не делают все. Нишуну. Как что для меня и русский не знают. И хорошо, что я знаю. Просто моя русская. Потому что всю информацию, которую мне нужно учить, я все-таки пишу. То есть старика в русских источниках. Что мне что-то не ясно. Как показала практика, тут мне некому было пойти. Все фабрикаторы. Я когда обратилась за помощью к следователю прокурора в Москве, там мне, простите, тоже на русском объяснили. И слава богу, что я и этот язык знаю. Помогла, не знаю. Так что будем надеяться. Нет, не надеяться, будем верить. Corect, corect. Nu are suferințele ne unesc, n-are limba, n-are nimic, pentru că suferințele... Asta e lumea care suferă, aici nu merge nici politică, aici merge numai și sufer... Și suferă lumea, înțelegeți? Asta suferințele oamenilor. N-are garanții nimeni în viața asta. Corect, n-are nimic garanții, foarte corect, da. Azi și, eu, dar mâine tu. Da. Nu, dar și asta stau, ni procurorul ubile. Ni procurorul și ubile. A mă știu să dați păpros. A procuror Vitalie Lungu, procuror în prima instanță, în primă stredă, sânsfie, ni un ubil. Dobru pamet în nașim sâmi, ni un, on zăpretil. Герцевому, герцевой сам не хотел. Они друг другу запретили, договорились по заказу ОПГ. Они что сделали? Отказали мне в получении распечаток телефона. Я получила их только через год, почти через год. От комиссара Корнелю Косова, которого система съела и выплюнула. Они его вытолкали и освободили место для Дианы Савчук. Кишинев прислал Диану Савчук, потому что надо было закрыть рот маме Палева Кирилла. И Виталий Лунгу не виноват. А кто тогда виноват, что статья обвинения самооборона? Кто виноват? Мария Лар виноват? Нет. А кто виноват? Ну так получается. А значит, так. Они знают, что отсюда никогда не будет никакой ай-яй-яй и тук-тук-тук. По голове. Никогда. И по рукам никто указкой не бьет. Не побьет. Боятся они музыка на гайке. Да лупить их надо. Причем не в школе, а вот тут и тут. В школе такого не учат. Фабриканство. И в институтах их этому не учат. Вот тут они принимают. Они сами учатся уже. Между собой там. Поэтому посмотрим. Кто виноват? S-a deschis ușa pentru apă. Reclamăm apă, da. Bună ziua, reclamăm apă. Procurorii beau apă pură, apă curată. Nu cumva să o trăjească. Au contract, le cumpărăm apă, le plătim lunina, le plătim căldura, ca să ne fabrice oameni buni. Le plătim tot, le dăm și apă de asta în sticli mai mititic, în numai mare. Ia uitați-vă. Vedeți cum procurorii primesc? Ne uitați. Procurorii primesc apă. Talharilor, criminalilor, vreți apă pură? Parcă Drăgălinu-ți când în America îi duc cu apă lor de casă, dar aici ia uite. Aparate, apă, cafea, tot le dăm, tot le dăm, ca să ne fabrice. Asta ține greva foamei, oameni buni. Nici o cafea nu vrut să bei. Nici o cafea, Doamne ferește, nu vrut să bei o cafea. Total greva foamei. Da, cum? Da, cum? Не закрывают на ключ? Да, cum? Чтобы не заворовали. Что своровать? Cum mă pune stoie în oglu deoparte și îi trebuie informația? Așa și fiecare. Procuror, ia uite. Da, să vă arăt icoana. Nu icoana, dar coroana, Doamne, coroana.
Ei au cumpărat coroană și-au pus doliu. Ia uite. Mă, cât ori. Doliu la procuror. Acolo ați văzut și toți. Cu bunii și cu răli. Tot ce faceți, tot o să vi se întoarcă înapoi. Cui trebuie tot coroanele astea, tot? Ce-și îmbrăcați un copil sărac? Duceți și îmbrăcați, nu ne arăta să ies, că e tata nostru. Tata nostru aici, e poporului, da. E poporului. Nu m-a lugat, că-i frig afară. Da. Iată așa, vedeți, le duce apă până sus. Ce a să luați cu voi? O coroană? Fix ca dânșa să luați. Luați exemplu, mă, Căroleacă. Da, corect. Da, am uia cum e sărășie, nici coroană. Cui trebuie coroană să cheltuiți un câr de arublic? Ce-aș îmbrăcat un copil sărac? Că ați furat, că duci trenul. A? Nu prinesc în audiență, îi duc la mort. A, îi duc la mort, наверное, завтра уже будут хоронить этого. El n-are când. Și-a pus coroană. Aici e procurorul principal, a murit la Briceni. Да пхом. Кулёк, кред, ну лорат ультиму кулёк, дуч си ей, сяры плафмей так аж, ну рамаз вон кулёк, кубань так оло. Нет, или хороший. Да нету порядочных прокуроров, без кульков, нету. Все продают, да не верю я, все продают, вон мне прислали схему, как продают на Министерство юстиции, prin penitenciari, как продают, а есть я. А, хочешь выйти на пенсии, хороший значок, хороший для пенсии, надо 500 евро. Аму, лунгу, лунгу, белабелт, всем списки, инклюзив, ла, ла, кому тяму, ла... Мария, но те, которые сопровождали оплю, аж ты, дядечки, да, пришли, да. Да. Ку маской, ку маской. Те, наверное, не будут платить таксу. Те, наверное, отработали 3-1 со мной. Похоже на это? Да. Ведь надо же что-то, что тебя заставило так работать. Делать вид, что я представляю собой угрозу для обли. Дак ерау чинстит прокурор, дадел вои сынтрин систем шалт копий. Да и ну дал вои, дин татам фиу. Îi Victor Ababi, fix ai Olga Casian, Ginersoi Casian, tot procuror, trei procurori. Trei procurori din familie. Teți procurori din tată în fiu, judecători din tată în fiu, avocați din tată în fiu. Nu-i. Nu-s locuri pentru voi. Da, e că care se ascunde, ei pun răb de masca la gură și ia uite, au pus masca din cap până în cioare, s-au pus fiesul și capșonul în cap, mai ceva ca un bani de gan, gata, să acoperi cu masca, să nu-i vadă lumea când iese. Da, da, вот они уже выходят, gata уже, отработали. Azi vedeți, am ușa la ora 5, nu vedeți nici o mașină la ora 5 aici, rămâne tet gol, am ușa să vă arătăm. Munteanu, jos, criminalule! Mașină ți-a dăruit soacra! De la Italia ți-a dăruit mașină! Statul ăsta este falimentat total. Ei iau bani de la români, iau bani de la Europa, iau bani de la americani și își fac lor leafă. Dar voi, dacă vreți mai mult, duceți și fabricați dosare, și luați-vă cu culioasele în dosare și vă împărțiți cu noi. Dimineața eu am chemat poliția, că era accidentul și ala la mine pe stradă, jumătate de oră nu a venit poliția. Dar deși, că ei erau la Zara, botcă, pentru fară, dimineața tare ei cătau mașini, pe cui să le scoată, pe cui să-i amendeze. Jumătate de oră nu era poliția la accidente, oameni buni. Doamne ferește, voi vă dați seama, pe trecerea de pietoni. Maria,
Не, пишет один умный, один или одна умная, со умный, папушек, куклы, ешь куфаца камини, ешь куфаца, что виншу ажуты. Вини шо ажута, циркулу Мария Олар, контину пентру баби. Нет, папушка какая-то там, вот здесь, видишь, без лица, без ничего, да. Ой, как воскри, я коло воскри. Да, циркулу Мария Олар, контину пентру баби, да. Да. Мария, много чести, не отвлекаемся. Они хотели просто, чтобы уже не было никаких улик, ничего, понимаете? Им ничего не надо, не свидетели. Они быстро закопали, что вы сказали? Установили этот знак? Да, да. Да. Dimineața, după așa, nu știu și cu doamna cei care, că la mine de pe stradă am înțeles de-am pe urmă, lumea mi-a spus, că la mine de pe stradă, e Doamne ferește, asta e ușas. Și de mă ei o pus indicatorul. Eu am să vă dau, de țară un filmuleț, să vedeți indicatorul. Să vedeți indicatorul. Vă... Ei iese, amuia, rezistă și iese. Începe a scrie.